Sălășenii se mai pot bucura de câteva zile cu temperaturi specifice aceste perioade din an, meteorologii anunțând răcire bruscă a vremii începând de vineri, atunci când mercurul din termometre va scădea la orele amiezii până la 5 grade. Administrația Națională de Meteorologie a postat astăzi pe site-ul propriu o informare cu privire la evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 20 octombrie-2 noiembrie. Conform informării valabile în regiunea Transilvania, în primele două zile vremea se va menține caldă, astfel încât media temperaturilor maxime va fi de 18-19 grade, iar acelor minime se vor situa în jur de 8 grade. Urmează un proces de răcire semnificativ, ce va aduce regimul termic sub cel normal, respectiv maxime, care în data de 24 octombrie vor avea o medie de 5 grade și minime de minus 3 grade în 25 și 26 octombrie. După 26 octombrie, vremea se va încălzi treptat, încât valorile maxime medii vor fi de 11-12 grade, iar minimele de 1-2 grade. În perioada 21-24 octombrie, ploile slabe și moderate cantitativ se vor semnala pe arii extinse. Ulterior, probabilitatea de ploaie va fi mai redusă, exceptând ziua de 28 octombrie și începutul lunii noiembrie, când local sunt posibile ploi slabe.